Robotica a devenit în ultimii ani una dintre cele mai apreciate și căutate activități extrașcolare în rândul elevilor hunedoreni. Mulți dintre cei care activează în cadrul cluburilor de robotică din județ au reușit să obțină premii importante la diferite concursuri naționale ori internaționale. Pentru a veni în sprijinul acestor tineri, Consiliul Județean Hunedoara, în colaborare cu alte entități, organizează în perioada 19-20 mai un eveniment dedicat cluburilor de robotică din școlile din județul Hunedoara și nu numai. Deschiderea competiției va avea loc vineri 19 mai la ora 11 la exploatarea culturală Petrila, adică la fosta mină Petrila, în stația compresoarelor. Aici se dorește realizarea unui hub de robotică destinat elevilor din județul Hunedoara, cunoscuți pentru rezultatele extraordinare obținute la competițiile naționale și internaționale de profil. Ulterior, atelierele de robotică vor avea loc în municipiul Petroșan și în stațiunea Parâng. Competiția de robotică le va oferi tinerilor pasionați de robotică ocazia de a-și demonstra abilitățile tehnice, de a-și dezvolta și consolida spiritul de echipă, de a-și stimula creativitatea în acest domeniu inovator. La eveniment și-au anunțat participarea echipei de robotică din Petroșani, Petrila, Hunedoara, Deva, precum și din Târgu Jiu. Evenimentul este finanțat de Consiliul Județean Hunedoara și Asociația Nație prin Educație, inițiatoarea competiției de robotică pentru liceeni.